Mulțumesc împreună cu dumneavoastră pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Sfântul Duh. Amin. Mulți au obiceiul în salutare să zică puterea Duhului Sfânt, dar Domnul Iisus nu a zis așa ceva. El a zis Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De multe ori noi așteptăm putere de la Duhul Sfânt, dar nu este ceva aparte, ci din Duh. Când El coboară, coboară și putere. Nu vine putere fără Duhul Sfânt. Ca și cum ai putea zice, n-am nevoie de Iosif de 80 de ani, dar am nevoie de Iosif de 13 ani. Nu merge așa. În Duhul Sfânt e puterea. Și când se va coborî Duhul Sfânt, veți primi puterea. Glorie Domnului Iisus! Așa că salutați corect ca și Iisus, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Unii mai zic și-a mare puterea Duhului Sfânt. Nu-i frumos așa ceva, faceți o aluzie la el din fapte, despre care credea că e marea putere. Nu, Domnule, puterea e unică, nu-i mică, nu-i mare, e Duhul și puterea în toată plinătatea, dar nu-i separat de Duhul Sfânt, e în Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze! Poate aceasta să fie așa o observare, dar mă întorc să vă salut și din partea pastorului Andrei Bălulescu, care a crescut lângă mine ani și ani. Când a venit fratele Bârsan, s-a unit bine și cu fratele Bârsan. Apoi el a trecut la cele veșnice și a rămas iarăși tot cu mine, dar mai mult decât cu noi ca oameni, a rămas în Domnul. Glorie Domnului! Și ne bucurăm, toată biserica, de sprijinul care îl dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, de înțelepciunea pe care o are și de puterea și efortul lui așa de adânc în dăruirea pentru slujire, că aproape nu este nicio familie în care să nu fie măcar o dată la o lună sau cel mult la două luni, măcar că suntem și noi acolo multișori. Poate nu cât aici, noi suntem cu toți așa la 1200 acum, glorie Domnului! Ne bucurăm de dumneavoastră, ne-am mai uitat câteodată la dumneavoastră pe internet și astăzi a venit ocazia să ne vedem față în față și vă salut și eu din partea mea cu un singur verset, ca să nu-l uitați, versetul 8 din a doua epistola lui Ioan. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Glorie Domnului! M-am oprit aici după ce m-am uitat. Așteptam să citească frață un cuvânt și eu să mă duc pe aceeași linie, dar n-a fost așa. Acum să citim judecata viitoare din Matei 25, începând cu versetul 31 până chiar la 46 și în loc pe preiubitul frate, păstor moldovan, să vină dânsul să citească, ca să nu fiu eu nevoit să citesc cu lupa. Și știu că dânsul vorbește clar, rar și tare, ca mine. Vă rog, veniți!
31 la 46, da. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Matei 25, de la versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de crapre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat și ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică, spune Biblia. Amin. Mulțumim! Glorie Domnului Iisus! Vă rog să ocupați locuri acum. Vine judecata. Atâția oameni se tem de judecată când cineva îi părăște cu ceva, când cineva îi târâie în tribunale. Atâția oameni se tem de judecată, dar ar trebui să ne temem de judecata care vine și de care nu scapă nimeni. În a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel, Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, ne spune: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Iisus Hristos, pentru ca fiecare să-și primească plata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Deci fiecare, nu scap eu, nu scăpați niciunul din dumneavoastră, nu scapă nici fratele Caba că a venit aici, nici el nu scapă. Toți ne vom înfățișa la judecată. Sau fratele din Brisbane, că-i mai departe. Judecata asta se va face peste toți cei care, de la Adam până la ultimul om, au călcat pe Terra undeva, vor fi judecați. Dragii mei, auziți cum a citit prea iubitul frate spusa Mântuitorului Iisus? Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri,
va ședea pe scaunul de judecată, de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Dragii mei, nu specifică cu termen când va veni, dar spune când va veni. Și acesta când va veni, noi, după Scripturi, unii spun că va veni curând, alții spun că nu va veni îndată. Unii spun că întâi și întâi trebuie să treacă aia și aia și apoi vine judecata. Dar asta prea puțin interes, gândesc eu, pentru mine. Nu când va fi, ci atunci când va fi, eu să fiu la dreapta. Asta e interesul meu, mărire Domnului. Când va veni El, Marele Împărat și Păstor, să nu mă găsească o capră, ci să mă găsească o oaie. Nu așa vreți? Eu cred că toți așa vreți. Dar acum, ce diferență poate să fie într-o capră și o oaie? Că de multe ori și caprele sunt lăudate. Adesea ori caprele îs ținute pentru lapte, pentru iez, că carnea de ied e bună la orice boală vei avea, poți să mânci carne de ied, dar carne de miel, dacă suferi cu pancreasul, de exemplu, sau alte boli interioare ale trupului tău și mânci de două, trei ori carne de miel, vei zace în pat câteva zile. Niciunul din patriarhii Vechiului Testament nu a cerut faceți-mi o mâncare de miel, numai de ied, că aia e foarte bună, depinde de bucătăreasă, cum știe să-ți o gătească. Dar nevasta mea și fata mea, Persida, gătește tare bine și îmi place. La Paști, de ce să mânc un miel? Mai bine mânc un ied, că e obicei între oameni să se mânce primăvara așa. Și îmi place. În fine, dar cu toate beneficiile caprii, capra rămâne tot capră. Și oaia, chiar dacă ar fi mai îndejosită, rămâne tot oaie. Și în ziua aia mare a judecății care vine, oaia va avea un prilej extraordinar, că va fi chemată pe nume. Capra nu îi se va pomeni numele, ci doar va fi o alegere. După expresia unui mare teolog, zice, judecata se va face cu un singur verb. Anume, veniți binecuvântați și mereți. Ce înseamnă asta? Ai făcut sau n-ai făcut? Atâta tot. Și ce trebuie să faci, ne este scris aici. Mărit să fie Domnul. Dar dacă e vorba să facem un pic de distinție în biserică, la noi, la penticostalii ăștia atâta de buni, încât și Dumnezeu îi vede așa de bine, atâta de buni, încât Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și nu ne-a lăsat orfani, ci așa cum zice în Matei, în ultimile cuvinte, vă dau un alt mângâitor care va rămâne cu voi în veac și cu noi. Măriți să fie Domnul! Dar cu toate acestea, toți sunt oi. Să ne uităm acum fiecare, nu la ăla la alt, ci fiecare la el însăși. Zice în Corinteni 11, cu privire la cină, fiecare să se cerceteze pe sine însuși.
Nu știți asta? Păi de ce n-aud pe nimeni vorbind? Sunteți plămânzi? Vorbiți tare, să comunicăm, așa e frumos. Băieți, fete, femei, bărbați, toți într-un glas să pronunțe Scripturile, că atunci și rămân în minte, nu le uităm? Așa zice Sfântul Apostol acolo, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și în altă parte, același apostol, că apoi va avea despre sine ce să zică, nu de altul. Acum, Hozane, ești oaie sau ești capră? Soră, cum te cheamă? Ești oaie sau ești capră? Fraț, ești oaie sau ești capră? De aici, dintr-un sonul ăsta, apoi aia de acolo, de pe sus. Fiecare să vă cercetați pe sine însăși, ești oaie sau ești capră? Cum om putea vedea imediat care e oaie, care e capră? Putem să aflăm foarte lesne. Eu în tinereța mea am mai păscut oi și capre. Și când prindeam pe o oaie ca să o duc undeva și ea nu vroia, nu se lăsa, trăgeam de lâna ei. Sau dacă era mai nervos, trăgea mai tare de lâna ei. Dar beata oaie nu zicea nimic. O tundeam vara, nu eu, ci cei care se ocupa cu tunsul oilor. Și adesea ori pișca din piele de curea sânge. Dar nu zicea odată, bă, nu mă, orice-i făceai, nu căsca gura. Da, beata capră, numai un pic să prinzi, fie de barbă, fie de părul ei și să tragi, să vezi cum zbeară. Ai, de te aude toți vecinii că ai de lucru cu o capră. Apoi așa se pocăiță, care-i oaie, aia nu-i auzi gura. Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu-i auză glasul pe uliță. Dar la mea tale, care m-a ascult, te-au auzit vecinii, te-au auzit certându-te, te-au auzit urlând prin curte, te-au auzit în casă, zberând, trântind, sau gândește-te bine, ești capră sau ești oaie, că vine judecata, vine judecata, nu scăpăm, vine judecata. Și judecata asta când vine, e nu mai are milă. Până la momentul ăla, paharul, chiar amânii lui Dumnezeu, e turnat, amestecat. Ne pedepsește, dar iarăși ne iubește, e amestecat cu milă. Dar atunci va fi un pahar turnat, neamestecat. Numai urgie și numai foc. Nu altceva. De aceea acum, până când ai timpul, vrei să schimbi statutul? Poate că tu nu te-ai gândit până acum unde stai. Tu te-ai gândit că ai un loc pe scaun din ăsta care nici regele Mihai n-avea așa scaunile. Erau, cum am văzut la castelul lui, aici, pe Mureș, păi, bine, era bătrânești, dar făcute frumoase, dar din lemn, nu era așa, mă, să stai tu pe burete, ai de mine, Doamne, nu? Și apoi ai locul tău și, Doamne, fer să ți-l ia altul. Când ai venit, te împingi aici, ai locul meu, ca și cum, Doamne. Și mai mult, dacă ești oiță, atunci când vezi că vine un străin, când vezi că vine o mamă, când vezi că vine un bătrân, oaia imediat îți face loc să scoală și îți deție locul. Dar dacă nu ești oaie, poate vine un om schilod lângă tine, că zice, aici ai locul meu, tu nu te ferești. Vezi? Ce ești? Că vine judecata. Vine judecata.
ești oaie sau ești capră? Că auzi ce grozăvenie e aici scrisă de la Domnul Iisus. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. De ce desparte păstorul oile de capre? Am văzut asta. E un interes mare la cel ce are și oi și capre. De exemplu, mai ales pe iarnă, nu poți băga capra cu oia la un loc, că capra mai are nervi, mai sămânie și sare și lovește-mi gheata oaie de vai-vai. Se poate întâmpla să o lovească, să lepede și să nu mai poată avea omnel primăvara. Și așa se întâmplă în biserici. Sunt mulți gata să lucre pentru Iisus și pe urma lor să vie câte omnelușel la credință. Dar este câte o capră care așa-i dă câte o brâncă, așa-i dă câte o vorbă aspră, așa ți-l înfruntă, ce tu mă muce, tu te apuci, tu faci, tu, mă, dă-te la o parte, mă, sunt alții. Și taie zelul, mă, de leapădă râvna care au avut-o pentru Domnul. Aveți grijă de ei, aveți grijă de miei ăștia, aveți grijă de tinerii ăștia care încep cu râvnă. Am văzut acela la noi, care ați mai fost pe la Kitchener, Dumnezeu m-a binecuvântat, nu am eu merit, dar El, în bunătatea Lui, a încăpătat așa întâietate și între frață baptiști. Și odată vine un păstor, Lupi Ion, cu unul, secretarul lui, Simonel, și vin la mine. Și păstorul lui zice, știi de ce am venit? Vreau azi să rezolvăm problema asta. Nu în clar cu vorbirea în altă limbă. Ce-i aia? Ce-i aia? Nu, am luat scripturile și l-am lămurit. Apoi, la noi, e ideea asta că Domnul Iisus a fost botezat cu Duhul Sfânt când a fost în apă. Iartă-mă, dar e fals! Domnul Iisus nu a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt în apă. Unde scrie aia? Nu scrie niciunde. Domnul Iisus Hristos scrie că Duhul Sfânt s-a coborât peste El pe când era pe țărm, după ce a ieșit din apă. Și în cealaltă evanghelie, pe când se ruga. Vedeți? Noi și aici avem un greș. La botez, zice Hristostom, Ioan Gură de Aur, pe penitent să nu-l bagi în apă până nu-l exorcizezi întâi, să scoți dracii din el. Nu-l botezi cu dracii în el și după botez apoi ai de lucru cu el. Că nu se poate lăsa de țigară, că nu se poate lăsa de beutură, că nu se poate lăsa de alte patimi. Înainte de botez, exorcizează-l, spune el, pe când era mare om pus pe scaun de patriarh și el a refuzat în cele din urmă, zicând, dar ce-s eu, urs, să mă plimbați pe stradă și să iasă lumea toată pe lângă stradă și să bată din palme? Păi eu nu fac așa ceva. Și-a început a denunța alte păcate care se făceau în palat acolo. Și atunci ortodoxii l-au omorât ca să nu le divulge secretele. Când l-au omorât, striga lumea, mai bine să nu fi răsărit soarele în ziua asta decât să astupați gura acestui om.
Dar mai târziu, mă rog, a ajuns iară să fie pus între sfinți. Bine că oamenii te socotesc cum vor ei, dar Dumnezeu te socotește la adevărata valoare. Glorie Lui! Acum ne mai învârtim un pic aici pe lângă oi și pe lângă capre. Dragii mei și scumpii mei ascultători, nu că ești tu pentecostal sau baptist sau ortodox sau... Nu asta te întreb azi. Astăzi cuvântul mă întreabă și pe mine în calitatea mea de păstor, bătrân, ordinat în 63 și până astăzi lucrez în lucrul Domnului. Dar întrebarea nu întreabă asta, pățâm ca și cu el de pe strada Gheorghe din Australia, din Canberra. Era un om mic, ghebos, urât. Și ca să trăiască și el, părinții, i-au făcut rost de un butic acolo cu câteva mărfuri. Dar el, dacă stătea la vânzare, nu se băga nimeni. O pus acolo pe cineva, o fată tânără vindea și el o ieșe în trotuar. Să facă și el ceva. Pe care cum trecea pe lângă el, el era baptist. Pe care cum trecea pe lângă el, îl oprea. Am să-ți spun o întrebare. Dacă mor la noapte, unde te duci? Unul din ei zice, frate dragă, eu sunt păstor, dar nu te-am întrebat ce ești. Te-am întrebat dacă mor la noapte, unde te duci? Și întrebarea asta i-a zgârmat în inimă pe mulți, că el pe mulți îi întreba. Și un capitan de vas trece pe acolo, îl întreabă și pe el. Ăla nu știe prea multe, dar cu ocazia asta a început să fie măcinat. Dacă mor la noapte, unde te duci? În rai sau în iad, unde te duci? Și atunci, căutând asta, a devenit și el un creștin. La un mare congres în Canberra, își aduce aminte că o întrebare ca asta l-a făcut pe el să se întoarcă la Dumnezeu. Și întreabă dacă mai trăiește omul ăla așa, așa, așa. Da, dar-i bolnav rău, vreau să-l văd. Se duce și... povestind aici în congres, câțiva ei spun, și eu pe urma întrebării ei am venit la Iisus. Și altul, câțiva, erau acum păstori. Se duce să-l caute. Când el de-abia mai vorbea, era pe ultima sută de metri a vieții lui. Și ăsta, bucuros, să pleacă și îl încălzește cu vorba și așa și îi spune, știi, eu eram capitanul ăla de vas pe care m-ai oprit și cu vorba asta m-ai înturnat la Dumnezeu. Începe bătrânul, plânge de nu mai poate. Era să plec din viață și n-am știut dacă eu am folosit la ceva. Nimeni nu mi-a spus. Ăsta îi spune, uite, în congres atâția inși au mărturisit că pe urma dumitalii s-au pocăit și a plecat fericit. Soră, frate, dacă ești o oaie, trebuie să ai omnel. Dacă n-ai nici omnel, o stârpiciune, ce plată vrei să ai? El așa urât, ghebos, cum era el, a adus la Iisus. Ăsta-i rodul. Pavel Apostolul notează, ăla și ăla și ăla sunt rod, alucutare și ăștia rodul meu. Nu? Adică vrei să fii pocăit, tu trebuie să ai rod. Pe urma ta, câți nelușei ai adus tu în turma lui Iisus? Dacă ești oaie, păi dacă ești capră și pe aici au venit în adunare, i-ai fugărit. Că te-ai îmbrăcat ca lumea, ai vorbit ca lumea, te-ai împodobit ca lumea și n-ai arătat pocăință nici în purtări, nici în îmbrăcăminte, nici în vorbă.
ai fost așa de pedant, așa de pedantă, să nu picure un picur de apă pe tine, vai Doamne, că tu ții la putrăgaiul ăsta, care odată ce iese din el sufletul, pute mă de nici tată tău, nici mamă ta nu te mai ține în casă, la pământ cu tine să te acopere, vezi, pe ăsta îl împodobești. Nu ține cont de ăsta, mă, ține cont de suflet. Ăla trebuie să înflorească, ăla trebuie să crească și cu ăla tu trebuie să te înfățișezi la judecată, că vine judecata. Nu scăpăm niciunul, nu scăpăm, indiferent ce poziție ai, să fii proroc, tot la judecată ajungi, că darul de prorocie nu te bagă în rai. Mai degrabă pe mulți îi bagă în iad, fiindcă nu știe să lucre cu el cum trebuie, sau nu lucră deloc cu el, măcar îl au, sau mai strecoară de-a lor. Nu vedeți că mulți după ce iasă prorocia, apoi cum a fost soră, cum a fost frate, apoi începe să-ți vorbească de dacă îi dai curs o jumătate de oră, gândești că stă Dumnezeu lângă ea să-ți tot spună ce știu ce, mă, nu așa, mă. Nu asta, mă. O prorocie îi fermă și gata. Când eu m-am dus înaintea Domnului cu privire la căsătorie, am scris pe o cală a patru împăturată în două și am pus plumbajină între ea și am început și am făcut acest, Doamne, răspunde-mi. Și am făcut unul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate păcatele mele, punct. Doi, Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat până azi cu mine, cu mine, dacă lucrezi azi și dacă vei lucra în viitor, punct. Trei, Doamne, vreau să știu dacă sora Marie Zemora, pe care am avut-o eu un vis, e hotărâtă de tine să-mi fie nevasta mea. Și-am tras linie și-am făcut notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 1, sau orice inversare numerică, nu consider că mi-a vorbit Domnul. Și postind și rugându-mă, m-am dus la Borhanci, în familia Dumitru Lazar și Rozalia. N-am știut, dar era plină casa. Eu de-abia m-am urcat pe trepte tiptil să nu mă vadă cineva, că toți erau cu fața încolo, sora Rozalie, fratele Lazar aveau o masă la jam și erau cu cotele pe masa aia. Și aici până la trepte plin, eu încet, încet și m-am plecat aici așa, cu hârtioara pus aici înaintea mea. Doamne, răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi. Deodată nu m-am auzit pe sora Rozalie vorbind în alte limbi. Avea o vorbire în limbi tare frumoasă, n-am mai întâlnit vorbirea asta în limbi cum avea ea. Dar și vocea ei era ca de trâmbiță. Și după câteva cuvinte în altă limbă, numai strigă în românește. Da, tânărule, da, te-am iertat! Am tras peste numărul 1. De aceea, urmează acum doi cu trei întrebări, am lucrat, lucrez și voi lucra! Acum toți gribulit ce va zice de sora Marie. De aceea, tu întindeți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, pe talele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule! Mai aveai ce explica? Mai aveai ce să adaugi? Dragii mei, cine are vorbirea în altă limbă, Pavel îi îndemna să se roage să aibă și tâlmăcirea limbilor. Cine are darul prorociei să facă la fel, să se roage așa fel încât prorocia lui să fie punct.
Nu o călitură cu 40 de cuvinte și a 41-a atingi țelul. Și apoi atunci, după aia, mai merg 40 și iar atingi țelul. Măi, sigur că fiecare va proroci în măsura credinței lui și n-ai voie să disprețuiești prorociile, dar ai voie să înveți toți prorocii să ceară de la Dumnezeu așa să lucre încât numele Lui să fie proslăvit în toate. Glorie Domnului! Nu te scapă de judecată darurile, nu te scapă de judecată posturile din biserică sau cele sociale, nici decât de judecată numai o inimă curată, predată, un cuget curat pe care mulți l-au pierdut. Și asta e o mare pagubă, că sângele lui Iisus Hristos ne curățește cugetul. Nu-i ca sângele de taur și de țap, luat un mănunchi de busuioc și nu știu mai ce crenguță și-l bagi și stropește acolo, na? Un strop pe cap, un strop pe guler, un strop pe mânecă și gata, ai sfințit poporul. Nu! Sângele lui Iisus Hristos ne stropește pe din lăuntru, nu pe afară. El ne curăță gândirea de faptele moarte. Mai ai fapte moarte? Dacă ești oiță a lui Iisus, atunci tu nu te mai frământă, mă, faptele moarte, internetul și grozăviile diavolului care le vezi acolo, dezmânjește mintea, că de vreme ce tu te uiți odată, de două, de trei ori la prostituții pe internet, la tine scade imediat pofta de rugăciune, nu-ți mai vine să te pleci pe genunchi, la tine scade imediat gustul ăla sfânt de a veni la adunare. Vii așa să nu zică oamenii ce ai pățit. La tine scade imediat vorbirea în altă limbă, nu-ți mai vine. La tine scade imediat întâlnirea cu frați, ție-ți va plăcea tot izolat. Numai te bagi într-o cameră în cuiușa, te bagi la baie în cuiușa. Nu vedeți așa ceva în familii? Atâția tineri purtați pe brațe de rugăciune, acum numai dintr-o cameră în alta, dar nu stă de vorbă cu tata, nu stă de vorbă cu mama, îi ciudos pe tata, îi ciudos pe mama. De ce? Pentru că mintea lui s-a întunecat, zice în Efeseni 4. Mintea s-a întunecat și când s-a întunecat mintea, atunci lumina nu mai stă la un loc întunericul. Îți place întunericul, îți place poftele trupești ca să ți le toți ajiți? Lumina fuge de la tine și lumina Iisus, glorie Lui. Și eu doresc în toți câți mă ascultați, indiferent că sunteți ca mine de bătrâni, de 83 de ani, sau Cava zicea că are 80 acum, în fine, cât să-i avea, dar mintea, aia contează. E curată sau mânjită? Cum ești? Ești capră sau ești oaie? Odată vorbind de tema asta, poate că sunt acum avut 6-7 ani, într-un oraș, am strigat, era mare și acolo adunarea și așa urcată în toate părțile pe scaune. Oricine să socoate capră, să vii aici să mă rog ca să-și schimbe statutul din capră în oaie. Lucrătorul care era ce lângă mine, măi frate Hozan, la așa ceva pe nu-ți va răspunde nimeni. Nu-i nimic, eu mă duc acolo în față. Când i-am sosit în față, pe toate tronsoanele au coborât în jos, grămadă, nu m-a venit și el lângă mine. Zice, acum văd eu ce-o scris Rembrandt ăla în revista Trezirii, la anvon ungerea și în popor strângerea. Doamne Iisuse, îndură-te de noi. Amin. În
Roma, la o mare conferință acolo, era și fratele Romu Mocanu și era și Moisică de la Orăștie și m-a lăsat la urmă și am vorbit nu din tema asta, de alta, dar în cele din urmă am strigat, măi, dacă cineva de aici e atins de lucruri urâte, până și de curvie și de orice, să veniți să ne rugăm, indiferent din ce credință sunteți, că eram mulți acolo. M-așau coborât mână vală aci jos și fiecare cu multe lacrimi își plângea păcatele și Dumnezeu prin Duhul Sfânt salva oamenii, că Domnul vrea să te salveze din orice păcat ești tu. Sângele lui Iisus Hristos te poate curăța de orice păcat. Mărească-i să numele. În momentul când tu recunoști, în momentul când tu dai dosul la diavolul și te întorci cu fața spre Dumnezeu, oricine privește spre El ca spre șarpele de aramă, e vindecat! Glorie Domnului Iisus! Pe ce credeți? În Israel, în tabăra aia mare, de vreo 8-9 milioane de suflete, pus animale și ce aveau ei acolo, păți închipui, era cât de aici până satul mare sau ce știu eu pe unde. Dar dacă Domnul zis spânzură un șarpe aici pe o prăjină și de la capătul taberii, dacă unul e mușcat și se întoarnă cu ochii spre prăjină, nu moare, sosește până la prăjină și când vede șarpele pe prăjină, e vindecat. Și atunci în Ioan capitolul 3 ne vorbește de șarpele de aramă. Tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului și Fiul omului a luat chipul șarpelui de aramă și a fost înălțat pe prăjină. Dar șarpele de aramă însipuie păcat și diavolul închipuie prin șarpe și păcatul. Dar acum Iisus se pune în prototipul ăla foarte clar, că ne spune în Coloseni că El a luat asupra Lui păcatele noastre și ne spune asta în Isaia 53. El a luat păcatele întregii lumi asupra Lui și s-a făcut, zice în Coloseni, păcat pentru noi, ca noi să fim ce? Neprihănirea Lui Dumnezeu în El, glorie Lui. Astăzi Iisus nu mai stă pe o prăjină, pe o cruce, undeva. Azi Iisus e la dreapta măririi și oricine și înalță ochii în sus nu va fi dat de rușine, indiferent în ce stare ești, nu vei fi dat de rușine. Uită-te de azi la Iisus și nu ți va fi rușine niciodată. Măriți să fie Domnul! Vei putea auzi un glas blând al lui Iisus: vino! Slugă bună, oiță, vină la dreapta! Mărească-se numele Domnului! Ce minunăție-i asta! Și acum, sigur că, cum v-am spus, diferența dintre oaie și capre e tare mare și diferența dintre iezi și miei, iară, e mare. Numai că avem o poruncă în Cântarea Cântărilor, că iezi să-i lași să pască lângă coliba păstorilor. Păstorii trebuie să aibă grijă de iezi, adică de tineretul zburdalnic așa, să le duce, să se împretenească cu ei. Domnul să fie slăvit, dar la mine sună în toată ziua zeci și zeci de tineri care pot să-și deschidă gura și să spună în ce stare să găsesc ei și să-i mângă, să-i ajut, să mă rog
Și după aia, cu atâta plăcere și satisfacție, pot să aud când din nou mă sună: de atunci eu am scăpat. Mărire Domnului! Ai vreun viciu azi? Că timpul ăsta așa fuge, măi. Ai vreun viciu azi? Ai vreo patimă care te ține legat, care crezi că e în stare de capră și nu de oaie? Nu-ți fie rușine! Ridică-te în picioare și ridică o mână sus și toată biserica va striga la Iisus: schimbă-i statutul! Aleluia! Și vei deveni un copil al lui Iisus Hristos. Fii bărbat, fii femeie, fii țapănă în ideea ta de a sluji lui Dumnezeu, să ai o inimă tare cu care să slujești pe Dumnezeu și El te va ajuta. Mărească-se numele Lui. Dragii mei, apoi trecând în partea a doua, de la 35, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Doamne Iisuse, atunci cei neprihăniții vor zice: când, Doamne, când te-am văzut noi? Faptele de neprihănire nu se țin minte. Nici umblarea în Evanghelie nu se ține minte. Azi mi-a adus aminte preiubitul frate moldovan, binecuvântatul dumneavoastră păstor, din tinereță, când umblam mai mult noaptea, că eram urmărit de securitate și nu m-ar fi prelăsat să ies din casă, și spune că odată a venit după mine și dânsul și am mers pe Valea Jiului cu dânsul pe acolo și altă dată în alte împrejurări și ne-am bucurat mult. Glorie lui Iisus! De ce, frați? Pentru că calea asta a crucii așa este. Astăzi îmi spun frații: vai, toată ziua te urmăresc. Apoi eu mai și glumesc cu ei: dar ce-s eu, tâlhar, să mă urmăriți? Dar oricum, mă bucur dacă cineva ascultă și mai mult dacă cineva se poate corecta, fiindcă eu vorbesc așa cum mă vedeți, bătrânește așa. Aș putea și eu vorbi, mă rog, un pic mai delicat, mai cult, dar nu-mi place deloc. Când îl aud pe câte un frate, care sigur are școală mai multă, și apoi vrea să arate cât e de educat și îți vorbește cu niște cuvinte la care și el ar trebui să le tâlmăcească întâi ce înseamnă. Eu am vorbit așa numai sub puterea Duhului Sfânt o perioadă. Mă rugam, coborea Duhul Sfânt și vorbeam românește, dar vorbeam cu cuvinte înalte pe care eu aproape că nu le cunoșteam. Și frații din jur să uitam mirat: mă, ce-i cu tine, mă, de drumul vorbirii în altă limbă? Păi eu dau drumul la ce vine, dar eu vorbeam în altă limbă românește. Slăvit să fie Domnul, fiindcă Duhul Sfânt știe toate limbile, a Lui să fie slava. Mi-aduc aminte de o rudă de-a mea plecat în străinătate, în America, băiatul lui Daniel, zice: tată, hai cu mine în adunarea cu tare în Los Angeles, că le vine acasă după nu știu câți ani, 12 ani, nu știu câți, o familie de misionari din Africa, să-i auzim ce ne povestesc. Păi eu nu știu engleză, spune-o, tată, numai haide, hai. Da, s-au dus acolo. Când s-au dus acolo, misionarii au povestit ce au povestit și au luat-o printre bănci. Pe fiecare merea el înainte, pune mâna și se ruga în engleză. După el vine femeia, pune mâna, se ruga. Și la unii proroce, la unii așa, așa, bătrânul cu educația noastră pentecostală, așa,
Vai ferească Domnul să pui o femeie mâna pe mine, gata să se scoale să plece, dar până una alta sosește femeia lângă el, pune mâna pe el și îl tot freacă pe spate, îl tot freacă pe spate, vorbește în alte limbi, el știe ceva ungurește, la un moment dat aude că vorbește ungurește, mai îl freacă un pic, aude că vorbește rusește, măi, Doamne, își schimbă un pic părerea, dar la un moment dat strigă tare, păstrează, frate, Duhul Sfânt care l-ai primit să poți fi mântuit. Amin. Și pleacă de la el. S-o prăvăli bătrân, împlâns. El n-a putut crede că Duhul Sfânt știe și românește. O gândi că numai alte limbi. Dar Duhul Sfânt vorbește și în limbi omenești și în limbi cerești. Măriți să fie Domnul. Ca așa ce la Timișoara, când era încă fratele ăsta, Todor, păstor, era un student, Mircea Voloșen, și ăla făcea pe ușierul, n-aveau atunci organizat să aibă ușier. Dar el de la sine stătea pe un scaun lângă o ușă și când era tare plin și vinea un străin, el îi oferea scaunul. La un moment dat, pe la jumătatea programului, intră un străin în adunare să vedea pe el bine echipat și fața, nu? Îi spune cam cine el. Ăsta să uită și să și scoală și oferă locul. Și el să trage, stă în picioare lângă ușă. Nu durează mult să încheie programul. Și fratele Codreanu, Todor, zice de la amvon, de încheiere să mulțumească o soră tânără Domnului. Vis-a-vis de unde l-a pus el să șadă, pe partea alaltă erau femeile și era o tânără acolo, o studentă, că erau mulți studenți atunci. Și începe aia și să roagă, dar nu se roagă mult și vorbește în altă limbă. Mircea Voloșen se prăpădea tot. Vai ce gafă, mă, n-o putut pune un bărbat să se roage? N-o putut pune pe cineva? N-o, uite ce face asta. Tot programul îl dă peste cap în minte la omul ăsta cult, cu vorbirea în altă limbă, dar ea vorbește mult. La un moment dat, gata și amin. Străinul și întreabă pe el, cine-i domnișoara asta? Stai că mă duc să întreb pe fratele păstor și să duce la Codreanu. Vină că uite ce am pățit, măi, nu știu de ce ai pus să roage, n-ai putut așa, așa. Vine Codreanu, cum era el drăgălaș, prinde de umeri pe străin. Drăguțule, cum ți-o plăcut la noi? Bine, dar aș vrea să te întreb cine-i domnișoara asta? Păi să o întrebăm pe ea, aici vin mulți, nu-i cunoaștem, e o studentă, sigur. Nu-i nevoie să o întreb, dar vreau să spun eu ceva. Eu sunt unul din cei patru care studiem limbile moarte. Și fata asta a vorbit într-o limbă în care nu se vorbește de peste 3.000 de ani. O limbă moartă. Nici să fi făcut școală nu putea vorbi atât de clar într-o limbă moartă. Ei, atunci Mircea și-a venit în fir. S-a bucurat atunci. Vedeți? Glorie Domnului Iisus. Duhul Sfânt știe toate limbile. Că El a fost acolo cu Tatăl și cu Fiul când a împărțit limbile la turnul Babel. Și ne-a dat și limba noastră românească care are rădăcini directe de la turnul Babel. În ciuda politicii că suntem de la dași și romani. Eu am fost, de exemplu, cu misionarul Bradea și mi-a arătat frumos, pus acolo în față trib din fundul Africii care să salută aproape românește. Bun ziua! Ăia nu știe de Românie, n-au carte, nu-i, nimeni nu i-a învățat și vorbesc aproape românește. La fel sunt triburi în îndepărtatele, asta, Indonezia și India, care vorbesc aproape românește. Limba asta e cea mai veche între limbi.
De aceea pe vremuri îi zicea limba română, limba regină. Dar astăzi românii atâta minte au de slabă, că și la intrare undeva nu pune acolo un tepit românesc, pune unul englez, că vezi, mai cu corne. Nu? Măi, nu vindeți limba voastră, cum zicea Vasile Alexandrii sau care, pentru un ban îți râzi de lege și de Dumnezeu tău. Românul-i român, mă, oriunde-i fi, nu-ți fie rușine. Pe unde am umblat dețe țigani, fără carte, fără învățătură, fără nimic, numai mamele lor, mame brave, așa i-a învățat de frumos, că oriunde îl întâlnește, îl vorbește țigănește și nici nu-i rușine. La Montreal odată s-adună tinerii noștri, am fost acolo la ei, că eu i-am servit pe ei, și iasă din biserică, dar între ei se atașează unul să vadă ce-i, nu știu ce. Ăștia merg la un Tim Horston și mă duce și pe mine ca să nu-mi dea drumul flămând să mânc ceva acolo cu ei. Și tânărul venit al pit de ei era francez. Îi aude vorbind așa, ce limbă vorbiți? Românește! Dar franceză nu știți? Odată în tornă vorbește și franceză. Unul dintre ei zice, dar noi știm și engleză. Și încep și vorbește engleză între ei. Ăsta stă mirat. Așa-s românii. Păi da, români așa trebuie să fie. Nu numai limba lui. Cât mai multe limbi, dar limba lui să predomine, aia e cea mai bună. Între ei era și un frate țigan, frumos, bine arătos. Stai, zice, că eu mai știu o limbă. Și începe și vorbește cu ăla țigănește. Când aude ăla, pe atâtea limbi știți voi românii, o ieși și s-o tot dus, o socotit prost între români. Vedeți? Doamne Iisuse, pe așa învățați copiii, să nu șuite limba lui, că asta e o limbă pe care Dumnezeu a dat-o la români. Nu-i ca și limba engleză care atâta e de lăudat acum. E lăudată că are banul lor putere. Dacă cade, să vezi că nimeni n-a mai vorbit engleză. Că în timpul faraonilor toată lumea vorbea limba egipteană, că ei erau mari. Au venit după aceea grecii, apoi toată lumea a vorbit grecește, că ei erau... Au venit latinii, până în zilele mele am mers la biserică greco-catolic de mic și ține slujba în limba latină și oamenii nu știa, nu mă vedea pe popa că își face cruce, făcea și ei cruce, dar nu știa ce-i trebuie. Și un papă atunci au desfințat fiecare să vorbească în parohia lui în limba oamenilor. Nu? Apoi au venit rușii, apoi am învățat de la ruși. Nu? Apoi au căzut și ăștia. Acum au venit făloșii ăștia de englezi, la care nici în Biblie nu vrea să scrie roba lui Iisus. Scrie numai servus, adică servitor. Dar eu nu sunt servitorul lui Iisus. Eu sunt robul lui Iisus. Măriți să fie Domnul! Că servitorul pe o lună, pe un an, cu plată, atât am dat și atât, și asta fac. Și te servesc, ăla e servitor, dar eu sunt robul. Și robul nu cere nimic, stăpânul se îngrijește de el. Că îi se strică păpucii, stăpânul trebuie să vadă. Că nu are bască pe cap, cum eu n-am avut odată, stăpânul trebuie să vadă. Am fost chemat la o nuntă, la nepos, atât am ne-ardea Duhul în mine. Să mă duc la nuntă, era prin anul lui 70-71. Tot bănuțul l-am băgat în casă, că vinea iarna și n-aveam unde m-a dăposti. Basca în cap era spartă pe vreo 3 locuri. Păpucii erau mâncați la călcâi, așa într-o dungă călcam pe ei. Pantalonii uzați, totul vechi, că n-am avut bani. Miuța mea săraca, Vasile, nu te duci niciunde. Nu te las, apoi adi pe la Bistrița aia-s domnoși, mă, aia-s echipați, totdeauna au fost oameni cu bani,
nu săraci ca noi, mă, apoi te duci tu, măi, niciun țigan nu-i ca tine îmbrăcat, nu te las, nu te las, eu am plâns în mine, de joia tot un plâns am ținut. Pe vineri, seara, la ora 9, aud autobuzul de las că merge în sus, noi eram la masă. Și, nu, măi, ora 9, că nici ceas n-avem pe atunci. E ora 9, pleacă autobuzul. Nu durează mult, bate la poartă, portița de la stradă. Du-te, Vasile, vezi cine-i. Când colo, o soră cu o desagă mare în spate. Hai repede, Hozani, hai repede! Era sora Marie, domuța de la Căstău. Hai repede, fu și îmbracă-te să vezi! Vedeți stăpânul? Eu n-am cerut. Eu numai n-am avut, că nu mă lăsa nevasta să mă duc în lucrarea Domnului. Dar stăpânul o pus-o pe aia pe roate. S-o dus la o răștie, mi-a cumpărat o bască din aia mare, făloasă, mi-a cumpărat o pereche de pantofi, mi-a cumpărat un costum verzui, mi-a cumpărat izmene, chiloți, batiste, cămașe, tot. Du-te și te îmbracă. M-am dus, măi, nici să fi fost un croitor să-mi ia măsură. Toți au nimerit minunat. Dar cine o purta grija asta? Că eu n-aveam cum. Dar stăpânul. Eu sunt rob. El e stăpân. El mă hrănește. El mă îmbracă. El mă trimite. El mă adună. Glorie lui. Dar tu numai trebuie să-ți împlinești datoria. Ai văzut ce datorie ai în colectivitatea în care trăiești, să fie extensia mâinii lui Dumnezeu între oameni. Am fost flămând, mi-ai dat să mânc, mi-a fost sete, mi-ai dat să beau. Tu fugi poate cu gândul la nu știu ce beutură, dar nu de aia e vorba, e vorba de apă. Că în Orientul Mijlociu, în Israel și în celelalte părți, mai ales în anii săcetoși, sacă văile, sacă pâraiele, sacă izvoarele și omul obosit mergând prin arșiță, de multe ori cade jos și nu mai poate. Un pahar de apă acolo înseamnă viață. De aceea a zis Iisus, cine dă un pahar de apă în numele meu, nu-și pierde răsplata. Eu am întâlnit oameni care au zăcut în arșița soarelui între America și Mexic, rătăciți prin pustiul ăla, de de-abia i-o colectat de acolo cu elicopterele, că n-au avut apă să bee și au căzut acolo. Vedeți? Pe acolo, dacă s-o săi cu un pahar de apă, stătea să-și dea tot de pe el ție, numai să-i dai apă să nu moară. Aia însemnează, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Apoi am fost străin și m-ați primit, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Faceți aceasta? Poate ați auzit că o soră, un frate de aici, e în spital, apoi lasă că mă duce mâine și apoi te apucă alte treburi, mâine când ești gata să pleci, îți dă o gură goală telefon și te ține 2 ore în minciuni. Și apoi, nu, acum nu mai pot să intru în spital. Și poi mâine ți-o aduce în sicriu. Vai, ce-mi pare rău că nu m-am dus. Păi ce-ai făcut atunci? Când știi să faci un lucru bun și nu-l faci, săvârșești, adică un păcat de plin. Face un păcat mare, un păcat de plin, că Duhul Sfânt vrea să te antreneze, Duhul Sfânt vrea să fii împreună lucrător cu El și tu te retragi. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântă-ne să ascultăm vocea Duhului Sfânt ca să împlinim faptele noastre de credință pusă la îndemână prin Duhul. Glorie Domnului Iisus Hristos! 6 lucruri
în societatea în care trăiești, tu trebuie să le împlinești ca în ziua judecății să ți se zică oaie. Și dacă nu le faci astea, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Vine judecata! Ești tu gata? Vine judecata! Ori vrei, ori nu vrei, ori îți place, ori nu îți place. Eu nu strâng în zadar, strâng pe urma lui Iisus, cum a zis el. Vine judecata! Acum s-a tâța care propovăduiesc că nu este iad. Dar eu cred pe Iisus. Iisus, predicatorul ăsta, evreul ăsta, jidanul ăsta, a vorbit de iad mai mult ca toți predicatorii. Și aici spune, focul cel veșnic. Apoi Marcu, într-o predică de vreo 4-5 ori, acolo focul nu se stinge și vermele lor nu doarme. Focul ăla e un foc inteligent, arde și reface. Nu lasă cenușe să o sufle vântul. Iară reface, iară ești întreg și iară arzi. Și veșnic arzi. Ăla iadul. Dar iadul nu e în fundul pământului, cum cred unii, fiindcă acolo e foc. Știm că acolo e foc. Am fost, de exemplu, în Noua Zeelandă, pe un cap de insulă în Noua Zeelandă, acolo, la fiecare minut aproape, cum răsuflă plământul omului, așa răsuflă trupul omului, așa suflă pământul. Nu mă auzi un mic zgomot și zvârle în aer, poate mai înalt decât acolo, un jet de apă fierbinte, din minut în minut. Răsuflă pământul. În jur, într-o regiune, iese zvoară din pământ și oamenii care sunt obișnuiți acolo, mai sălbatici, așa cum zic, face cortul în jurul unui izvor din ăla. Și dacă vine iarnă, la ei e tot căldură și atât ai de fierbinte că ei vânează și iau carnea și o ferbe în apa care iasă din pământ. Nu trebuie să facă foc. Vedeți? E foc în pământ, dar nu iad acolo. Pământul e al lui Dumnezeu cu tot ce-i pe el. Nu iad. Iadul nu mai e al lui Dumnezeu. Iadul e creat de Dumnezeu undeva. Locul de afară. Cât îs astrele și cerul cerurilor. Nu iad în ele. Mai departe. Cum a zis Avram către bogatul, între noi și voi e o prăpastie mare, așa că nimeni cu nimic, nici cu avion, nici cu rachetă, nici cu ce-i vrei tu, nu o poți trece. Acolo iadul, acolo Dumnezeu nu mai privește, rugăciunile celor de acolo nu mai sunt ascultate, mângăiere acolo nu ai. Astăzi este vremea să te gândești că vine judecata. Cum vei sta înaintea marelui judecător? Dragul meu, soră, frate, prieten, oricare-i fi tu, ești gata de judecată? Ai dori azi o schimbare în viața ta? Ridic o mână să vedem câți ați dori o schimbare ca să fiți vrednici în ziua judecății să vi se zică veniți la dreapta. Aici surorile astea nu vor? Păi ridicați mână, ce fi rușine? Numai când nu știai la școală te ascundeai, dar când știai, ai bravă, mai erai. Ridicai acolo două degete sus. Păi ridică-le și aici. Și spune, eu de azi vreau să fiu al lui Iisus. Până aici am fost cum am fost, dar de azi vreau să fiu al lui Iisus. Măriți să fie Domnul. Și multe alte lucruri am putea vedea prin harul lui Dumnezeu. Dar doresc să mă opresc aici să vă anunț încă o dată, vine judecata. Să fii gata ca să fii chemat la dreapta. Amin.